Aș dori să încercați ceva nou. Încercați să vă imaginați o lume fără bani. O lume care nu utilizează bani deloc. Fără bănci, fără cash, fără salarii, fără facturi de plătit. Nici o formă de plată. Ce observați? Lăsați-mă să ghicesc. Poate vă imaginați că ne vom întoarce la un stil de viață primitiv. Poate că vom duce o existență sărăcăcioasă crescându-ne propriile animale și vegetale. Un fel de țărani. Poate vă imaginați o totală descompunere a societății, fără legi sau ordine socială, cu oameni disperați sau prea leneși pentru a-și cultiva propria mâncare, furând de la alții sau poate chiar ucigându-ne între noi pentru supraviețuire. Nu sună prea atractiv, nu-i așa? Ei bine, lăsați-mă să vă spun că nu așa se va întâmpla și că faptul deliberat de a înceta folosirea banilor va face ca viețile noastre să fie mult, mult mai bune decât acum. Priviți-vă viața de acum. Cât de liber sunteți de fapt? Datorați bani către cineva sau către o bancă? Aveți un card de credit sau o ipotecă? Nu poți ignora aceste lucruri, nu-i așa? Vei sfârși prin a-ți pierde casa sau chiar să ajungi la închisoare. Dar ce spui despre locul tău de muncă? Dacă ai unul și îți place, e ok, dar cei mai mulți dintre noi lucrează pentru că sunt obligați să o facă. Trebuie să muncești pentru a-ți plăti facturile. Dacă nu muncești, luminile se sting, apa se oprește, telefonul va fi deconectat, nu vei avea cu ce să mai cumperi mâncare. Deci nu ești deloc liber, nu-i așa? Ca cei mai mulți oameni, probabil crezi că ăsta e doar un simplu fapt de viață. Trebuie să muncim ca să facem bani ca să supraviețuim, așa cum au procedat și părinții noștri. Lăsați-mă să vă spun că acesta nu mai este un fapt de viață. Să mă explic de ce. În primul rând, țineți minte că de fapt nu avem nevoie de bani deloc. Avem nevoie doar de lucrurile pe care banii le pot cumpăra. Precum mâncarea, hainele, casa, electricitatea, telefonul, PC-ul și altele. Banul este doar intermediarul și care prin el însuși este complet inutil, cauzând doar mizerie tuturor celor care nu-l au. Acum, cu tehnologia de astăzi, cam tot ce se produce se fabrică folosind mașini, roboți și calculatoare. De fapt, acesta este principalul motiv pentru care avem șomaj peste tot. Mașinile ne-au luat toate locurile de muncă. Dar dacă stai să te gândești, acesta este de fapt un lucru bun. Tehnologia ne-a eliberat de munca grea. Ar trebui să sărbătorim acest fapt. Deci, dacă nu mai avem nevoie de oameni pentru a produce lucrurile de care avem nevoie, atunci rezultă cu siguranță că producerea acestor lucruri este de fapt foarte ușoară. Și dacă producerea lucrurilor este ușoară, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu o facem pentru toți. Nu doar pentru cei care pot plăti. În acest moment, toată economia noastră se bazează pe mișcarea banilor de colo-colo. Nu are nimic de a face cu ceea ce ne trebuie. Nu prea are sens, nu-i așa? Singurele constrângeri în producerea bunurilor de care avem nevoie trebuie să fie ceea ce este fizic posibil și nu ceea ce este permis. Credeți sau nu, planeta noastră are destule resurse pentru toți. Singurul lucru pe care nu-l avem sunt banii. De ce să nu facem totul gratis? Eliminăm banii cu totul. De ce nu? Este planeta noastră, putem să ne facem propriile reguli. Singurul lucru pe care îl creează banul este inegalitatea. Un sistem de scor pentru omenire care decide cine, cât și ce primește. Pentru prima dată în istorie, tehnologia ne permite să eliminăm noțiunile de a avea și a nu avea. Iar acesta e doar începutul. Făcând lumea un nou liber, va dezlănțui întregul potențial tehnic pe care îl avem, permițându-ne să dezvoltăm surse de energie ecologice, să aducă prosperitate și cunoaștere peste tot în lume și să termine cu războaiele și nedreptatea pentru totdeauna. Doar imaginați-vă, mâncare produsă la cele mai înalte standarde și în cantități suficiente, școli, spitale mai mari și fără bugete, energie ecologică și comunicații disponibile tuturor, explorarea spațiului, orașe subacvatice și cine mai știe ce. Eliminând costurile, singurele limite vor fi propria imaginație și materiile prime necesare pentru a face ceea ce dorim. În societatea de astăzi, dacă nu ai bani, practic mori. Aceasta nu este doar greșit, dar este și complet imoral, pentru că nu este necesar. Există o altă cale, o cale nouă.
O lume liberă și fără bani. O lume în care totul este gratis. O lume în care tu vei fi liber. O lume în care putem să producem pentru toți și prin care să eliminăm foametea. O lume în care societatea este cât se poate de justă. O lume în care tehnologia, nelimitată de costuri, va fi atât de avansată încât cu greu ne vom mai recunoaște. Totul este posibil acum, dacă decidem asta. Carta Lumii Libere definește 10 principii fundamentale prin care se poate construi o astfel de societate. Aceste principii nu sunt reguli sau legi. Sunt doar simple declarații ale bunului simț și ale binelui comun, care vor asigura supraviețuirea noastră pe această planetă. O societate bazată pe aceste principii, în cele din urmă nu va mai avea nevoie de legi. Semnând Carta Lumii Libere, afirm, da, vă rog, pentru o lume liberă și mai bună pentru toți.